Teorose, cu ochii umflați și plină de sânge, transportată pe targă de la urgențe. Agresorul este Într-o lume unde social media este ca o scenă deschisă 24-7. Teorose a avut întotdeauna un rol principal în inimile admiratorilor săi, împărtășind cu generozitate fiecare moment al vieții sale. Cu un fit plin de zâmbete și strălucire, artista și-a obișnuit publicul să aștepte întotdeauna vești pozitive ieri însă, tabloul virtual al artistei a primit o pensulă întunecată, stârnind valuri de îngrijorare în rândul fanilor, imagini încărcate cu tensiune și frică, surprinzând-o pe Teo pe targă, cu ochii umflați și răni care păreau să sfideze realitatea. Fotografiile alarmante au luat cu asalt platformele de socializare, lăsându-i pe mulți într-o stare de confuzie. Cu respirația tăiată, comunitatea online s-a întrebat, ce s-a întâmplat iubitei carismaticului Angel Damian. Culisele povestii, însă, păstrează un secret bine regizat. Ceea ce părea a fi un motiv de panică se dezvăluia fi arta actoriei într-o formă pură și intensă. Teorose, în realitate, nu a fost niciodată în pericol. Rănile. Sângele. Nu erau decât atingeri magistrale de machiaj. Parte dintr-un decor cinematografic care a adus în prim plan un realism înfiorător. În culmea carierei sale artistice, Teo Rose a îmbrățișat cu pasiune provocările rolului său din clanul, un serial ce a testat și a mărit limitele talentului său. Cavera, personajul pe care publicul a ajuns să-l îndrăgească profund, Teo a livrat o performanță care a lăsat audiența și criticii de opotrivă fără cuvinte. Serialul Ciclanul nu a fost doar o aventură cinematografică, ci un capitol de creștere și autodepășire pentru Teorose, reiterându-i că, indiferent de obstacole, nimic nu este inaccesibil atunci când ești înarmat cu determinare și pasiune pentru artă http://news.substantial.ro/.2024/.04/.03/.teoliniuță rose liniuță cu liniuță ochii liniuță umflatii liniuță si -liniuță plina liniuță de liniuță sange liniuță. Transportata liniuță pe liniuță targa liniuță de liniuță la liniuță urgente liniuță agresorul liniuță este -slash.